Ne oprim din orice, vreau să spun cuiva la mulți ani, mai ales că a avut parte de un eveniment complicat în viața domniei sale. E vorba de doamna profesor universitar doctor Monica Pop. Sărut mâna și la mulți ani! Bună seara și vă mulțumesc mult, domnule Gâde! Ați postat ceva ce în prima instanță mi-a stat inima. Ați postat pe Facebook așa, boala a mușcat din nou. A apărut iar ceva, a fost a cincea operație, dar este un miracol. Ce s-a întâmplat, doamna profesor? S-a întâmplat așa cum bine ați spus, că a apărut o nouă mică recidivă sub tratament, dar asta este boala, boală severă și gravă, dar de stăpânit. Și a trebuit, vă dați seama, când am auzit că trebuie o nouă intervenție chirurgicală, a cincea. Și mai ales că sunt și eu medic și știu foarte bine ce înseamnă pentru chirurgi să opereze un abdomen cu patru operații în antecedente. Deci acolo sunt niște aderențe foarte greu de ajuns în zona respectivă și știam foarte bine cât este de greu. Și pentru ei și pentru mine, mă rog. Așa cum, în sfârșit, am depășit cu acest ce să fac, n-am avut de ales și am ales și bine am făcut Spitalul Funden, despre care nu știam nimic. Am scris acolo. Tot ce am scris, să știți, domnule Gâdea, este real și incredibil. Uitați-vă ce se poate întâmpla într-un spital de stat, deci nu este un spital privat, condusă secția respectivă de un medic care se numește profesor dr. Dana Tomescu. Nu e o persoană foarte publică, dar este senzațional ce a făcut acolo. Eu nu pot să cred. Vorba aia, totdeauna am fost o apărătoare a colegilor mei și am făcut mulți dintre noi tot ce am putut pentru ca să fie bine pentru pacienți. Dar ce am văzut acolo este cu totul ieșit din comun, credeți-mă. Deci, în primul rând, m-am internat marți dimineață și după, nu știu, o oră, cred că m-au pus pe masa de operație. Domnul profesor Inel Popescu și doctorul Grigorie. Nu am cuvinte să vă spun comportamentul lor și bineînțeles că eu simțeam starea de tensiune, nu știu dacă ei recunosc lucrul ăsta, dar eu simțeam asta. Pentru că nu sunt un pacient comod, e greu ce am avut de operat. A durat 4 ore. Iar când m-am trezit din anestezie, am crezut, am scris acolo că sunt la NASA. Nu mi-a venit să cred, pentru că noi suntem obișnuiți ca o secție de anestezie și terapie intensivă să fie, așa cum știm toți, paturi multe, unul lângă altul, separate printr-un paravan. Aici erau numai rezerve din sticlă, deci pereți din sticlă, vedeai tot ce se întâmplă afară, cu o, nu știu, cu un management pe care n-am crezut că îl vei vedea vreodată. În seara asta și nici în altă parte. Și vedeți, nu cred, doamna profesor, vedeți să nu-i dea afară dacă fac treaba bună. Nu-i mai rău. Pe doctorul Caunii l-a luat afară făcând treaba bună la Colentina? Nu-i mai, deci, prietenul nu-i mai rău. Prietenul Vlad Voiculescu? Îi nenorociți dacă de genul acesta trebuie, nu știu cum să vă spun, nu am cuvinte de mulțumire, nici nu există cuvinte pentru așa ceva. Dar eu vă spun care era atitudinea acolo. Deci pereți din sticlă. Fiecare pacient. Am scris acolo că a venit un domn seara foarte mascat, că așa intrau toți în rezervă, nu intra nimeni nu m-a halat. Toți aveau halat, mască, mănuși, bonetă, papuci. Să vă protejeze, și profesorul, da, și infirmierele. Bun, domnul respectiv mi-a zis, sunt asistentul noastră personal. Cine sunteți? Asistentul noastră personal. Cum adică? Așa, bine. Deci acolo fiecare pacient, de obicei este un asistent personal la 2 sau la 3 pacienți, dacă sunt atâția, dacă nu e 1 la 1. Incredibil așa ceva, care face tot ce trebuie făcut, analize de 2 ori pe zi, tratament, aveau de toate. Rezervele astea erau dotate cu paturi foarte moderne și toate paturile aveau tot ce trebuie, ventilator și toată aparatura necesară. Și ce m-a uimit, în mod deosebit, tot m-a uimit acolo, totul. Deci vedeam și cum au dus transplantul, că a fost o doamnă cu transplant de ficat cât am fost eu în reanimare. I-am rămas în reanimare pentru că am avut niște probleme post-operatorii, nu grave, dar de ventilație pulmonară, am avut saturație mai mică și puțină insuficiență hepatică. Și am rămas acolo și am văzut tot ce se întâmplă. Deci, cu o dată vă spun, este miraculos. După 2 zile sau 3 zile a venit un doctor care este chiratoterapeut. Și mi-a făcut exercițiile de respirație. Dacă puteți să credeți că într-un spital de stat, într-o secție de anestezie și terapie intensivă, mi-a putut pune drenaj limfatic, ca la spa, pentru că aveam niște edeme la picioare. Deci lucruri incredibile. Da. Incredibil. Și eu știu despre Fundeni, că sunt foarte tari. La Fundeni. Mai spuneți o dată cum o cheamă pe șefa de secție, doamna doctor?
Deci la secția de chirurgie condusă de domnul profesor Inel Popescu și asta ce vă spuneam acum e secția de anestezie și terapie intensivă condusă de doamna profesor Dana Tomescu. Eu încă o dată vă spun, Inel Popescu, mare, mare profesor și doctor extraordinar, extraordinar. Iar de această doamnă e foarte bine că ne vorbiți în această seară. Bravo lor! Sunteți încă în spital, doamna profesor? Nu, domnul Gâdea, am venit din reanimare direct acasă, sunt acasă și mă pregătesc să merg la lucru. Mulțumim Dumnezeu că a fost totul foarte bine și că vă simțiți foarte bine, foarte important acest lucru și foarte important că ați avut un tratament într-atât de bun și o intervenție chirurgicală atât de bună. Doamna profesor, în seara asta, pentru faptul că sunteți cu noi, totuși n-am cum să nu vă întreb, cum comentați faptul că l-au dat afară pe doctorul Cauni? Incredibil. Și tot ce se întâmplă e incredibil. Și politicienii aceștia până nu înțelege odată că trebuie să pună în funcție oameni care vor să facă ceva, care au făcut ceva și care au demonstrat ceva și nu politic sau pe tot felul de răzbunări pentru că nu susține la... Asta sunt niște porcării care distrug sistemul de sănătate. Nu trebuie să facă așa ceva niciodată. Și încă o dată, medicina trebuie să fie un sector total separat și să n-aibă niciun fel de implicație politică, domnul Cedea, pentru că atâta timp cât are, uitați-vă ce se întâmplă. Deci eu cred că salariații ar trebui să iasă în stradă pentru lucrul acesta, iar eu nu știu de ce, nu vrea să vină domnul Nicuș Ordan să vorbească cu dumneavoastră, să auzim și noi ce părere are și de ce face lucrurile astea. Bun. Domnul Nicuș Ordan vorbește cum vorbește în primul rând, vorbește cum gândește. Vorbește singur. Și de foarte multe ori evită să răspundă la întrebările legate de această decizie, de exemplu, doctorul Cauni, eu consider că i-ar putea pe termen lung să fie una dintre cele mai problematice decizii pe care le-a luat ca primar și pe care s-au legirat, pentru că în momentul de față este semnată doar de omul lui Vlad Voiculescu, de acel Tomescu, și să vedem dacă este legal. Doamna profesor, ce vă doriți de ziua dumneavoastră? Păi, primul lucru pe care trebuie să-și dorească pe om este să fie sănătos și înțelege lucrul ăsta numai atunci când are probleme de sănătate. Dacă nu are, nu știu în ce măsură pun bază pe lucrul acesta. Dar e cel mai important lucru, să poți să fii sănătos și poți să trăiești sănătos și să știi că dacă ești sănătos, poți să faci orice. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să le dea sănătate tuturor celor care au făcut lucruri minunate pentru dumneavoastră în spital și pentru toți pacienții de la Fundeni, de la Colentina, de unde sunt toți, de la Universitar, pentru că avem medici extraordinari, asistente și cadre medicale care fac lucruri minunate în spitale de stat, în spitale private, la salvare. Ne uităm de foarte multe ori, vedem salvări prin oraș, că a fost pandemie, că acum e căldură, că nu știu ce. Sunt oameni foarte dedicați care fac lucruri importante. Îi salutăm pe toți. Mulțumesc, doamna profesor.